Gata, doamnă. Când ce s-a manifestat, foarte interesant. În Emilia. Păi să vă spun cum. Eu o să scriu o carte după ce o termin, a spus-o Marius. Pe asta scriu una exact invers, adică cum poți tu să-ți asumi feminitatea și să dai în bară, deci că de fapt faptul feminin este superior. Așa, bravo. Eu mi-am alocat foarte mult această chestie, cale feministă. Ți-ai asumat-o? Mi-am asumat-o, da, mi-am asumat-o conștient și am zis, băi, dacă toată lumea e nemulțumită aici că noi le place mâncare, că noi și mai asta e foarte ocupată, hai să o arunc eu și fac eu. Și am început să fac mâncare. Curățenie, să spăl vasele, deci nimic nu lăsa. Ai grijă de copii, ai grijă de copii. Tu te rog să te înscrii de acum pe listă că pentru schimbarea sexului. Și mi-a făcut o se spune că trebuie să mănânci mâncarea mai fără gust, că atunci păi da, fără ceva. Eu trebuie să slujesc fără savoare, mine. Fără savoare. Dacă copiii au spus, bă, nu refuzăm să mâncăm că nu așa, mi-am oferit eu și încet încet m-am oferit toate serviciile și am început să gătesc, am început să spăl vasele, să fac diverse lucruri pe care le făcea soția. Și încet o să vedeți că s-a întâmplat exact invers. Deci adică? Când a spus facă-se voia ta, Doamne, într-adevăr mi-a ascultat voia. Nu mai îmi dă nimeni voie să nici să gătesc, nici să spăl vasele. A spus stai liniștit, ocupă-te de orice altceva. Înseamnă că nu poți să te duci la plimbare, dar nu te mai ocupa de asta. Nu că te duci bine. Că s-a lăsat, a vina ta cea mai mare a fost că te-a lăsat în mâna lui și atunci ai schimbat situația de viață. Ea a lecuit cu gătitul. Mircica, apucă-te și scrie-o. Când te lași pe tine, pornește miracolul. Asta e important. Chiar un miracol a fost. Uite, sunt liber. Zic, păi mamă, vreau să... Nu. Acolo nu știi să spălbatele, nu știi să faci, nu. Tu ce singurul lucru că știi? E să nu faci nimic, stai și la servici și băutură. Creează-ne bucurii, dacă tu vii acasă și zâmbești și ne iei în brațe și nu mai trebuie să faci nimic, ești extraordinar. Auzi? Deci am pornit de la negarea negației, știi? Adică e pe calea invers. Un exemplu de creativitate. Eu am trăit în Germania 4 ani cu fosta soție și aveam ceva bani, dar în care nu vroiam să ne băgăm. Așa, lucram pe aici, pe acolo, în fine. Și mie îmi place foarte mult muzica și nu aveam un casetofon, nu aveam nimic la ce să ascult muzică. Și când mă duceam spre servici, treceam prin fața la o vitrină unde era un casetofon super. Și doar atât, mă uitam la el și avea prețul 195 de de mărci, știi? 195 de mărci și 90 de cenți. 6. De penning. Așa. Și doar că m-am uitat la casetofonul a vreo săptămână. Și ți l-ai dorit în adâncul și așa, dar nu mă gândeam să-l cumpăr. Da. Doar mă uitam la el, că îmi plăcea modelul și asta. Dacă îți plăcea, înseamnă că l-ai dorit. Așa. Nu, fiindcă nu mă gândeam la el să-l cumpăr, fiindcă nu vreau să cheltui bani cu... Deși aveam destui bani. Și la un moment dat, un coleg neamț cu care lucram eu, ca electrician acolo, îmi zice... Nu vrei să vii cu mine după ce ieșim de la servici la o fermă aici și facem o instalație pentru la porci. Aia au la porci de dorm pe jos, așa de curat. Și zic, da, hai. Și el a mers în prima zi cu mine și pe urmă m-a lăsat pe mine să mă duc. Și de la servici mă duceam 2 ore, mai munceam pe acolo și continuam a doua zi. Iar neamțul respectiv nu-mi dădea o sumă fixă. Îmi dădea niște bani, ce avea și el mărunt acolo și eu luam banii, i-am băgat direct într-o cutie. La sfârșit de săptămână mi-a dat ultimii bani, m-am dus acasă și am desfăcut cutia. Să număr câți bani am strâns. 195 de mărci și 60 de fenice, exact cât costa casetofonul. Și te-ai dus și l-ai cumpărat? Păi bineînțeles că m-am dus. Exact, eu n-am avut 60 de fenici cât costea, am avut 90 de fenici, de mi-a lăsat și 30 de fenici. M-am pățit cu mașina, scris. Ciubu. Așa. 30 de fenici erau pentru emoție, hârtia igienică. Și a rămas uimit, cum de exact suma asta și din într-o întâmplare, că colegul meu m-a luat că putea să încerce. Deci, de ce l-a intrat mâna pe acolo? Toate e divinul. Și nici eu n-am tratat un preț cu neamțul ăla.
Am lăsat cât era bun venit banul ăla, cel că mai munceam 2 ore. Vezi, deci ai renunțat la fructul faptului. Așa. Și în plăcere și neplăcere tot el este. N-ai să comentezi de nimic. Și așa a rămas nevastă mea, zice, uite bă, exact câți bani îți trebuie de cazitul bunul. Iar exteriorul se mânuiește din interiorul nostru. Deci cum îți așezi interiorul aici, așa ia forma exterior. Și foarte important. Principalul este să urmărești să nu ai acuzații critici. Că atunci se strică exteriorul și te atacă. Da. Te atacă cu interiorul tău, cu ceea ce ai gândit tu. Cu critica ta te atacă. Deci celălalt îți face o neplăcere pentru că tu ai criticat. Deci rolul lui este să să-ți arate, băi, nu mai critica că m-a atacat. Adică asta e lecția pe care ți-o dă el. Ți-o dă el. În toate este vorba numai despre noi. Niciodată despre ceilalți. Noi comentăm degeaba. Da, și se aplică tuturor. Auzi, Maru, ce lecție ai învățat tu acum, de exemplu, să ne spui și tu în privința ta de la Pihu, care te-a agresat? Care a fost lecția care ai învățat? Păi nu m-a agresat, s-a agresat pe sine. Pe sine, dar trebuie să înțelegi că faptul că el ți-a întors moneda în felul ăsta agresiv, da. Și pentru tine a fost o modalitate de a înțelege. Păi a înțeles că Pihu n-a înțeles nimic. Există o altă problemă pe care am pățit-o cu cei doi băieți care s-au transformat în diavol. În diavol, da. Diavolul nu acceptă, în anumite situații, nu acceptă starea ta interioară și echilibrul tău și atunci te atacă și foarte mulți oameni sunt cei care atacă. Înțelegi? Deci care există să te două scoate posibilitate. Din stare. Prima posibilitate este că este eu te reflectă pe tine, iar dacă ești în echilibru, de ce ești în echilibru? Acum am înțeles. Să te scoată din echilibru. Deci atunci când ești în echilibru se pot produce altceva. Se produce altceva. Da, da. Decât atunci când nu ești în echilibru, exact. Și produci tu și îți vine înapoi. Eu am fost prieten. Pentru că pe tine nu te mai poate deranja. Eu am întors spatele. Pe Facebook am fost prieten cu el, știi? Și cu Pihu? Da, păi nu mi-ați băgat voi când ați venit la mine, m-au băgat prieten cu el. Și după aceea am văzut ce comerț face cu aia și zic, ce naiba? Și l-am eliminat dintre prieteni. Nu știu, nu rezonam cu el, m-am uitat la ce scria pe acolo, tot nu rezonam cu el. Și cu Daci și cu aia zic, nu e treabă, nu e. Și l-am eliminat. Și fii atent, iar mi-a dat cerere de prietenie și nu i-am mai dat accept. Putea să-ți, cererea de prietenie ți-o dat chiar Facebook-ul, fără să se poate. Da, în foarte multe cazuri. Foarte